Bună ziua și bine v-am găsit la Prof Online cu exercițiile matematică. Da, mă, eu cred că așteptam să vedem dacă să începem lecția. Nu pierdem timp și ne ducem repede în lecții. Deci tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa a doua. Ei, azi e în 11. 11. A 10-a 2017. Intrăm pe lecție. Trebuie să spun că experimentul care l-am făcut se bucură de mult succes. Foarte mulți prieteni ai noștri au început să vizioneze lecția și se bucură și trimis mesaje și... Da? Așa, da, foarte bine. Așa, am uitat să dau drumul și la... Și microfonul e la loc. La vezi, nu? Numai în aici am întârziat. Așa faceți bine să mai aduceți aminte că iată eu... aici ce-o zis... așa... Bun. Și clipa asta totul este în regulă. Deci suntem în direct acum, la Pompona TV. Și spuneam că lecția s-a bucurat de mult succes, așa că nu pierdem timpul, dăm drumul la treabă. Cum te-ai obișnuit, trebuie să-mi pregătești lecția am tu. Am o problemă. Te rog frumos. Să citesc. Da. Într-o cutie sunt 23 de bile albe și 31 de bile roșii. Ai ști cu testirul alb, ca să înțeleg și eu, da? Da. Deci într-o cutie sunt... 23 de miliarde. 23 azi, nu? Da. Și 31 roșii. 31 roșii. Bun. Care este numărul minim de bile care trebuie scoase din cutie fără a fi privite pentru a fi siguri că cel puțin una este albă? Bun. Este bine dificilă? Nu e așa de dificilă. Nu e așa dificilă? Înseamnă că am o șansă, mai ajuns tu. Da. Deci să înțeleg încă o dată. Într-o urnă, sau într-o cutie, să spun, nu? Într-o cutie sunt 23 de bile albe. Așa. Și 31 de bile roșii. 31 de bile roșii. Care este numărul minim de bile care trebuie scoase din cutie fără a fi privite pentru a fi siguri că cel puțin una este albă. Cel puțin una este albă. Tu cât îi crezi că trebuie scoate? Nu știu răspunsul corect. Nu știi? E da. Cum te de unul? Știi? Da, eu știu. Dar cum te-ai aflat? Păi dacă sunt ghinioni și primim de roșii? Deci dacă sunt ghinionist, iau prima bilă. Roșii. Uite roșii. O iau pe a doua, tot roșii. Eu pe a treia, roșii. 31 de bile roșii. Toate 31 sunt roșii. Pentru că 31 sunt toate roșii. Toate roșii. Și trei, mai scoatem una și vedem că e albă. Foarte tare. 32 de bile. 32 de bile. Deci trebuie să scoatem 32 de bile. Asta e foarte tare chestia, da? 32 de bile. Așadar, să scriu și o problemă. Da. Care este numărul minim de bile care trebuie scoase din cutie pentru a fi siguri că cel puțin una este albă. Una este albă. Și acum tu ai gândit foarte tare. Deci la rezolvare, începe așa. Suntem ghinioniști. Tot tragem de acolo și numai roșii. Na, ghinion. Sigur că poate să fie și altul. Dar noi nu putem ști că avem așa o șansă. Mergem pe ghinion. Numai roșii. Deci, dar nu trebuie să ne uităm la bile.
Nu ne uităm la bine. Ele sunt acolo acoperite, nu știm. Numai după ce le-am scos și numărul lor, ca să fie corect, să am cel puțin una albă, una albă, ele pot fi mai multe albe, dar eu, ca să fiu sigur că am măcar una, tu ai zis foarte bine. Ghinioniști suntem, deci, pentru a rezolvare, suntem ghinioniști. Și primele 31 de bile sunt roșii. Rezultat atunci trebuie astfel să luăm 32 bile. Dar pentru a fi sigur că luăm cel puțin o bilă albă, cum crezi tu? Pe 32 de bile albă. Nu, pentru a fi sigur că luăm cel puțin o bilă roșie, pardon. Pentru a fi sigur că luăm cel puțin o bilă roșie. 24. Sigur că da, mă, ești tare, foarte rapid. Deci, pentru o bilă cum a zis, roșie. Da, roșie. Așa, cu R. Roșie. Suntem nevoiți să luăm 24 bine. Da. Bine. Următoarea problemă. Bine să vă iau. Problema 1. Problema 8. Problema 2. Diana a primit în dar de ziua ei o carte. Ea a citit de la pagina 98 la pagina 113. Dar nu de la 98 până la 113. Câte pagini a citit Diana? Atât. Așa. Câte pagini a citit Diana? Putem să aflăm de ziua. Cum? Este ușoară. E ușoară și asta? Da, foarte ușoară. Câte pagini a citit Diana? Trebuie să faci scăderea, nu? Doar scăderea, atâta. Adică, din ce să fac? Doar scăderea, atât ai problemă. Da? Adică ce să fac? Scădeți capetele. Da? Din 113? Mm-hmm. Deci din 113 să scad? 299. 98. Și egal cu, ajută-mă tu? 15. Deci 15, da? 8 da. Din 3. Nu deci, se poate. Da. 2 și cu 3, 5. Da. 2 și cu 3, 5. Da. Scrieți. Să scrieți. Da, mă, da. Ca să nu uit. Da, să nu uit, mă, sigur că da. Și, te rog. 0 minus 9 nu se poate. 10 minus 9, 1. Așa. Și cu 0, 1. 15. Deci, 15. 15 pagini? Da. Ați spus-o corect? Da. Sigur? Sigur. Dar de la pagina 3 până la pagina 5, câte pagini sunt? 2. Nu 4. Pentru că... E spune așa. Asta e o pagină. Da. Și am 2. Și 2 le dublez la 2. Dar nu, asta e foaie. Deci asta e o foaie. Da. Pagina este așa. Asta. Și aia. Asta. Da. De la aici, și ce pagină? Că nu văd bine. Ce 25. Pagina? De la pagina 25 până la pagina 28. Da. Câte pagini sunt? 20. De la 25 la 28. 25 la 28.
28 minus 25? 28 minus 25 egal cu 3. Păi eu am 4 pagini. 1, 2, 3 și a 4. Da, da. Prima o luăm și ultima nu o luăm. Păi de ce v-o zis că o citi de la pagina până la pagina? Eu înțeleg că o citi și pagina ce? Dacă o citi și pagina. Nu deci, citi, că dacă spune așa, spune că a terminat la 114. Dacă citești aceea. Băi, aici e o problemă, bă, de discutat. Nu? Deci tu cum crezi că nu-i inclusiv și pagina 113? Tu zici că... La prima, care a început-o, da. Se pune prima. Am înțeles. Dar ea nu a citit ultima pagină. Hai să mai citim. Și spune pentru că a ajuns la pagina 113. Adică are de citit 113. O are de citit 113. Da. Păi, dacă... Și dacă spunea de la pagina 98 până la pagina 134. Se dădea clar că 113 e citită. Și acum ajung la 134. Mai citești o dată. Mai citești o dată ca să ne lămurim. Eu merg pe mâna ta, dar să știi, dar trebuie să mă lămuresc și eu până când înțeleg problema să înțeleg. Diana a primit în dar de ziua ei o carte. I-a citit de la pagina 98 la pagina 113. Câte pagini a citit Diana? Da. Deci dacă merg pe mâna ta, că pe a 113 nu a mai citit-o. Nu mai citit-o, pentru că ea a ajuns acolo, da? Da. Și nu mai citit-o pe 113, atunci ai dreptate tu. Dar dacă luăm în calcul că a citit și pe asta, și pe 113, deci hai să facem o discuție așa, ca să nu se supere prietenii noștri. Da. Să zicem, dăm răspunsul în două variante. În varianta în care a 113 a fost citită. Da. Răspunsul corect înseamnă 15 pagini. Da? Deci aici 113 nu este citită. Da? Dacă să gândim așa. Dacă mergem pe varianta, deci asta a fost varianta 1. Dacă mergem pe varianta 2, că și a 113 este citită, atunci numărul total este 15 plus 1 și egal cu 16 pagini. Și spunem în situația că și pagina 113 este citită. Într-o sută, câte zeci se află într-o sută? Într-o sută, 10-10. 10-10. Foarte bine. Uite, îți spun o întrebare. Să ne închipuim. Un metru știi tu câți centimetri are? Da. Cât are? 100. 100, foarte tare. Deci un metru are 100 centimetri. Da. Și eu spun așa. Într-un metru liniar, să zic că ăsta este un metru, cultivăm ardei din 10 în 10 centimetri. Deci punem ardei din 10 în 10 centimetri. Câți ardei punem? Punem 100 de ardei. Din 10 în 10. Păi 10. Punem, aici punem pe 1. Pe păi 10. Ardei. 10 ar fi, da? Da. Să zicem, primul ardei. În capul l-am pus, da? Da. Pe unul la 10 cm, după prima 10, punem al doilea, 1, al doilea, hai să punem încă 1, de fapt, să vede că l-am pus așa picioare, încă 1, iar încă 1, încă 1, noi avem 10 spații, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și încă un spațiu. 10. Ei, câți ardei sunt? Păi sunt 100. 100 de centimetri? Dar câți ardei? Câți ardei am pus? Uite, numări. Câți ardei? 100. Cum să fie 100? Numai uite.
Nu, din 10 în 10, dar ardei sunt ăștia care îi vezi așa. Plătuțile care am pus. Câte sunt? 11. Că și capetele. Aici e poanta. Da? Și capetele. Tu ai zis din 10 în 10. Da? Și corect. Din 10 în 10. Dar numai că încerc cu el și sfârșesc cu ardei aici. Deci sunt 11 ardei. Așa și cu, cu cartea aceea. Dacă acceptăm și ultima pagină citită, atunci și cu una în plus. Da. Dacă. De-aia am făcut eu legătura cu problema asta, ca tu să înțelegi și mai bine. Bun. Mai e o problemă, să? Da. Da? Multe. Băi, te 7 de la pagina 25. 7 de la pagina 25. Gata. Te rog. Bunica are 53 de ani. Și bunicul are 56 de ani. Deci bunica... 53 ani. Da, bunica. Bunicul. 53. Bunicul. Cât are bunicul? 56. Și? Câți ani va avea bunicul când bunica va avea 62 de ani? Rezolvă în două moduri. Aha. Destul de grea. Destul de grea. Deci, câți ani va avea bunicul? Mai citești o dată, că nu mi-e... Câți ani va avea bunicul când bunica va avea 62 de ani? Deci, peste câțiva, nu știu câți ani, bunica are, deși dreptul bunicii, pune 62 ani. Și bunicul, ce să punem aici? Asta e povestea. Este ceva care dumneavoastră nu vă prinde. Păi, să știi că am întâmplătățat acolo la început, dar mă strădui. Tu cum ai gândit, oare? Nu spui, nu ajut un pic. Ba da. Trebuie să mă ajut, sigur că da. Mă vezi în încurcătură și te uitați 53 față de 56. A, aici trebuie să văd tu câți ani au trecut până când au plinit bunica? Nu. 53 la 56, vârsta bunicului și vârsta bunicii. A, să văd diferența. Păi cât e? Păi cât este? Păi 3. 3 ani, da, între ei. Și acum putem să rezolvăm problema rapid. Acum putem să terminăm. Zim. Facem 53 între 62 sunt 9 ani. Așa. Și dacă facem 56 plus 9, îmi dă 65 de ani. Și înseamnă că bunicul are 65 ani, atunci când bunica va avea 62 de ani. Asta e un mod. Un mod. Primul. Primul mod. Deci, primul mod, tu ai comparat 53 cu 62 și ai zis că sunt 9 ani, nu? Ai făcut diferența 62 da. Minus 53, ca să-ți dai seama peste câți ani au trecut până bunica da. Am venit 62 de ani. Și ai sesizat că aici fac, că ți-ai spus, 9 ani, da? 9 ani. Și atunci și 9 ani, ai adunat la 56. Da. Deci ai zis 56 plus 9. Și ți-a dat repede, cât ai zis? 65 ani. Are bunicul, da? Da. Bunicul. Al doilea mod. Asta a fost primul mod. Al doilea mod. Cum mai gândi? Tot 56 minus 53. Da. Ca să-mi dea 3. Și 62 de ani îl adăugăm cu încă 3. De 65. A, stai! Că peste acei 9 ani, da. Tu nu te interesează prea mult. Tu zici așa, cât crește bunica, crește și bunicul. Atâta timp cât treci la unul, treci la celălalt. Se menține 3 ani. Și numai decât ai adunat 62 pe 3 și ți-a ieșit foarte rapid problema. Deci al doilea mod, corect, într-adevăr, așa este. Deci mai întâi vedem care este diferența între bunic și bunică. 56 minus 53 și face 3 ani. Și acești 3 ani ai adus la bunica. Deci la 62 plus 3 și iată că fac 65 ani.
Foarte, foarte frumoase probleme, interesante. Mai am una? Mai e una, te rog să o faci și pe aceea și pe care să intrăm și noi în probleme de aia. Da. Te rog. În patru rânduri. Știm că pe fiecare rând sunt trei băieți și patru fete. Deci, s-a așezat pe patru rânduri. Un rând, al doilea, al treilea. Se face mai lung. Se fac rândul mai lung, da? Da, pentru că sunt trei fete și patru băieți. Patru rânduri. Și pe fiecare rând sunt câte trei fete? Trei băieți și patru fete. Deci, băieții se fac cu X, cum zici tu? Așa am făcut și eu. Da? Și fetele cu? Cu ce? Un baston. Un baston. 1, 2, 3, 4. La fel. Iarăși fac și aici. 1, 2, 3, 4. Iar fac și aici. 1, 2, 3, 4. Și la fel fac și în partea asta. Și ce mă întrebi tu? Ce mă întrebi? Află câți elevi sunt. Câți elevi sunt? Rezolvă în două moduri. Un mod l-am făcut. Ia să văd. Pot să vă spun. Câți elevi sunt, da? Primul mod. 4 ori 4, 16. Sunt. De ce ai zis 4 ori 4? Ca să văd câte fete sunt pe 4 rânduri. 4 ori 4, 16. Ar fa fetele, da? Da. Și băieții, 3 ori 4, 12. Așa, deci 12 primul băie. Mod, fetele. 4 ori 4. Fete, egal, 4 ori 4. 4 și egal cu 16. Da. Băieți, egal cu 4 ori 3 și este egal cu 12. Și la prima metodă. Și a doua metodă? A doua metodă cum am făcut-o? Eu știu. 3 plus 4 egal cu 7. Ai adunat de pe un singur rând, da? 3 plus 4 egal cu 7. Și am făcut. Dar aici n-am adunat. 16 plus 12 și egal cu? 28. 28. Al doilea mod, foarte rapid. Deci 3 plus 4 egal 7. 3 plus 4 egal cu 7. Pe rând. Acum am făcut 7 ori 4. Și de sub 7 4. Ori 4 egal cu 28. Yes. Corect. La același spus am ajuns pe o metodă și pe alta. Mai e una? Hai te rog, și pe aceea repede. 12 de la pagina 89. Ioana are 36 de la pagina 89. 89. Ioana are 36 bomboane pe care le împarte colegilor. Ea dă câte 6 bomboane fiecăruia. Câți colegi are Ioana? Deci Ioana are câte? Are 36 de bomboane. 36 bomboane. Așa. Știm că Ioana le dă câte 6 bomboane fiecăruia, adică la un copil. Așa. Împarte câte 6 bomboane. Și câți elevi, câți colegi are în clasă? Ioana. Păi, cum faci?
Păi, 6 împărțit... 36. Nu, 6 împărțit la cât să dea 36? 6 ori 6. Ah, nu 6 ori cât să facă 36? Da. Împărțire nu știe, da? De, acum, deci 6, în fiecare e câte 6. 6 egal 36. Așa, fiindcă tu știi 6 ori 6 egal cu 36. Și acum 36 erau bomboane, 6 sunt elevii. Și atunci 6 sunt numărul de bomboane care au. Da, și atunci câți elevi sunt? Răspuns corect. Răspunsul egal cu 6 elevi. Eu zic că mai bine nu e o problemă. Să vezi, acum a venit mie nicio problemă. Uite. Ioana are o cutie de bomboane. Da? Ioana are o cutie de bomboane. Nu știm câte bomboane are acolo. Gata. Scrie. Da. Da. Deci Ioana are o cutie cu bomboane. Da. Dacă le împarte colegilor câte 4 bomboane. Da. Deci dacă ne dă deci asta am făcut-o. Deci dacă le dă câte 4 bomboane. Deci câte 4 bomboane îi rămân 5 bomboane libere. 5 bomboane în pungă. Îi rămân 5 bomboane în pungă. Nu, îi rămân 7 bomboane, ca să facem confuzii cu altul. Deci rămân 9 de 5, 7, da? Dacă deci de împarte câte 4, ăștia sunt elevii, colegii ei. Și dacă le... Nu știu câți scrie colegi. Nu știu, n-am nicio idee câți colegi sunt. Dacă le pune câte 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, și așa mai departe, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dacă le pune, deci dacă le dă câte 4, am zis, da, rămân 7 bomboane. Deci rămân 7 bomboane. Da. 7. Dacă le dă câte 5 bomboane. Da. Deci dacă le dă câte 5 bomboane, rămân 2 elevi fără bomboane. Ăștia 2 rămân fără bomboane. În rest, deci în rest toți au acum, cum era înainte, 4. Și mai au câte o bomboană pe care o punem de desubt. Da? Mai au câte o bomboană aici. Deci toți elevii au cele 4, le au pe cele 4, dar mai au bomboană, că acum le-a dat câte 5. Întrebarea este câți elevi și câte bomboane a avut câți elevi și câte bomboane a avut în... Câți elevi sunt în clasă câte și câte... Câți elevi sunt, așa păi era da, asta, că nu știm câți elevi sunt, nici câte bomboane. Dar numai știi că dacă îi dă câte 4, 7 bomboane rămân în pungă. Și a spus, aia se dă câte 5. Și când nu dă câte 5, ghinion, ultimii au rămas fără bomboane. Păi 7. Trebuie să-l împărțim la 2, să facă cumva 2 copii.
De ce să-l împărțim la doi? Ca să rămână și cu... și cu cinci bomboane. Păi ăștia nu m-au nicio bomboană. Tico, le-o lua bomboanele, atenție, faptul că o da câte cinci, o mersea cât, practic câte bomboane avea la dispoziție? Păi ea avea cinci. Nu, nu, câte avea, șapte rămăseseră. Da. Și cele șapte bomboane le-au bățit la câte unul. Și cum și-au pus așa, le-au luat și pe ăstea de aici. Pe ăstea de aici le-au luat, de aceea au rămas ăstea fără bomboane, și ăstea de aici, bomboanele de aici, s-au atașat ăstora. Că nu mai sunt aici, da? S-au atașat acolo. Câte au... câte păi, cele patru le dăm celor doi de jos. Păi ăștia n-au deloc. Tocmai, faptul că au rămas fără bomboane este semn că aceste patru le-au luat ea între timp. Deci, ea a spus, aduc bomboane de nou toate. Le-o strâns pe toate. Le-o strâns pe toate. Fii atent ce șmecherii face. Când au văzut că au rămas cu bomboanele astea în pungă, o zice așa, le aduc pe toate. Și le-au dat pe toți, dar toți copiii. Și acum le-au dat înapoi tuturor câte cinci. Da? Și când mi-au dat câte cinci, surpriză, surpriză că ultimii doi nu mai au bomboane. Deci foarte tare. Atenție cum îți vedem. Deci când mi-au dat așa, au rămas șapte bomboane. Da. Și până i-au zis, bomboane la mine, la dat pe toate. Și eu nu am mai mâncat bomboana. Și... nu am mâncat nimeni. Nu am mâncat nimeni. La dat pe toate. Și acum au început să dea câte cinci, adică cele patru și încă una, cinci. Cinci, 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 la toată lumea. Păi și, ia. Surpriza mare, la sfârșit, nu ajung la doi copii. Păi, practic, cred că bomboane aveam prea una. Întrebare. Aici e momentul foarte important. Nu știm toate numărul total de bomboane. Dar ce știm? Faptul că nu mai ajunge când face a doua împărțire, faptul că nu mai ajung bombanele, păi atunci... este semn că cele 4 și cu 4 cât fac aici? 8. Cele 8 bomboane s-au atașat ăstora. Cele 8. Și cât avea? 78? 78... 15. Și dacă e 15, acum ia când practic am mai dat una în plus, câți copii a acoperit așa? Câți copii? Dacă avea 15 acum. 6. Cum? 7. Cum zice 7? Dacă sunt 15 bombani și practic câte una în plus vine? Păi 3 din față. Deci, astea patru era ca și înainte, le aveam. Păi, ăștia trei din față. De ce nu mai trei? Pentru că... ai zis tu 15, nu? Da. Dar noi ne închipuim așa, că ea, adunându-le pe toate, și la început, când se dea câte cinci, cinci înseamnă fostele patru și încă una în plus. Și așa asta una numără și acoperă cele 15 bomboane. Câți copii, având de-a 15 în plus, câți copii acoperă așa? Păi acoperă 6. De ce 6? 15. 15, sigur că da, acoperă 15 copii. Deci, numărul total de copii pe care îi acopere sunt 15 copii, nu? Pentru că una, 15. Și încă doi care nu au bomboane, deci câți copii total sunt pe plasă? 17. 17 copii. Și câte bomboane a avut? Păi cei doi copii au avut 8. Nu. Acum, ține cont că acești 15 copii că au câte... cât au fiecare? Păi acolo, care are acolo la patru. Al patrulea cerc, are doar una.
Nu, 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 tu, ca și înainte, ca și înainte, da? Toți au așa. Deci, câte bomboane? Câte bomboane are fiecare copil acum? Asta are 5. Asta 5. Câți copii sunt? 15. 15 care au câte 5. Și acum va trebui să mulțim pe 15 cu 5, da? Da. Bun, o să vedem. Dar hai să vedem cum a judecat. Hai să vedem, să prindem bine problema, să rupem în subprobleme ca să înțelegem bine. Are 30 bomboane. De ce 30? Să vedem. Le-am numărat. O să vedem. 5 plus 5, 10. Și cum 10? Și cum 10? 30. Păi dați 15 de ăștia. 15 echipe de astea. 15? Păi nu sunt 15 copii, fiecare câte 5? O, câți colegi are în clasă. Păi da, fiecare are câte 5. Deci o să vedem cât face. Nu mai frământă problema să vedem răspunsul, ca să vezi numărul de bomboane, ci hai să gândim problema. Încă o dată. Deci dacă le dă câte am spus noi, câte 4, vrem 7 bombane. 7 bomboane libere. Liber, adică să rămân 7 bomboane în pungă aceea, sau în cutie. Și atunci el spune, ia să le adun eu pe toate și să le dau acum de la început tuturor câte 5. Și când le dă câte 5, practic, e ca și cum ar mai pune încă o bomboană în plus. Că 4 știa ea că acoperă și rămân cele 7 bomboane. Da, deci, surpriză! Da, surpriză acum că rămân 2 copii fără bomboane. Adică, cele 8 bomboane pe care le-au recuperat de ăștia 2, s-au atașat celor 7, cele 8 bomboane, 4 plus 4, păi care l-au rămas 5 bomboane. Și fac 4, deci 4 plus 4 fac 8 bomboane și cu 7 fac 15 bomboane. Aceste 15 bomboane, practic, acoperă, nu? În plus, uite, una la fiecare elev, acoperă câți elevi? 15. 15 elevi, sigur că da. Și în clipa asta, ne dăm seama că avem 15 copii și, nu 15 și cu 2 de aici, cu 2, 17. Deci putem spune foarte clar așa. Cum ne dacă? Prima etapă. Prima etapă. Hai să zicem așa, te rog să mă ajuți acum. Da? Pentru prima operație. Pasul 1. Pasul 1. Zicem, dacă rămân 2 copii fără bomboane, înseamnă că au pierdut 4 plus 4, da? Deci, în pasul 1 zicem 2 ori 2 ori 4 egal 8 bomboane. Pasul 1. Pasul 2. 8 plus 7 egal cu 15. 15 bomboane. Și cele 15 bomboane vor acoperi câți copii? 15. 15 copii. Da? În pasul 3, 15 bomboane. Deci 15 bomboane egal 15 copii, pentru că li se dă fiecare câte una. Și cu asta am înțeles că total ele egal câți elevi sunt? Păi, în total sunt elevi 15 plus 2. Da. 17. 15 plus 2 egal 17 elevi. Bomboane. Total. Bomboane. Egal. Păi bomboane... Cât am spus împreună? Dacă unul are 5, câți copii sunt de total? Păi... 15, da? Da. 15 ori 5. Așa face. 15 ori 5. Și oare cât face 15 ori 5? 15 ori 5. Da. 10 ori 5, 50.
75, foarte bine ai zis. Ai zis 5 ori 10, 50, 75 bomboane. Pe 5 ori 5, 25 și ai zis răspuns foarte bine. Acum am să încerc să facem și niște socoteli. Te rog să facem următorul calcul. Spune-mi tu, Mario, cu cine este egal 5 ori 10? 5 ori 10, 50. Da. 5 ori 10 fac 50 pentru că sunt 5 sau 10 de ani de 5 sau 5 de ani de 10. Că pot să scriu asta, da? Deci scriu așa. 5 ori 10 egal cu 10 ori 5. Da? De 5 ori câte 10 sau de 10 ori câte 5 și ai spus că faci 50. Cu cine este egal 23 ori 10? 23 ori 10. Da. 10 ori 10, 100. Așa. 10 ori 3, 3. Hai că e simplu. Hai să vezi acum. Câte au făcut? 5 ori 10? 5 și s-au pus 10. 0 de aici. Cât va face 23 ori 10? 5. Mai greu. Nu-i? Bun, să luăm altă. Spune-mi tu atunci cât face 20 ori 10. Dacă ai fost 10 ori 10. Da. Dar-s 20. 200, mă. 2 și 2 zerori. Adică la ăsta care era atât, mai bine 10. 230. Asta era 23 ori 10 egal cu 230. Sigur că da. Da? Cât, cu cine este egal 235 da. Ori 10? Păi, egal cu 400. Păi, la 23 ori 10 ai pus 0 la sfârșit. 300. Ia să vedem. 335. Nu, dacă ai pus la 0, pur și simplu. Hai să mai facem aici. Cât face 17 ori 10? 17 ori 10. Păi, egal cu 107. 107. 170. Wow! Da, mă spune un zero, pur și simplu. 170. Cu cine este egal 29 ori 10? Păi, egal cu 290. 290, așa simplu. Deci asta e poanta. Să pune zero la sfârșit. Al 10. Cu cine este egal 3 ori 100? 300. 300. Acum s-au pus lui câte zero? 2. Da? Da, 27 ori 100. Oileu! Păi egal cu 270. Nu, că a fost ori 10. Numai ori 10 făcea 270, dar 100? Câte zero trebuie să pun acum? 3. 2. Deci, cât ar să fie? 2, 7, 0, 0. Ce înseamnă asta?